Dăruire, pasiune și multe ore de muncă. Acestea sunt ingredientele succesului în balet. Sportul grației aduce beneficii celor care îl practică, mai ales de la vârste fragede. În Reghin, performanța în balet este atinsă la gimnaziul Mirona, unde există un astfel de grup coordonat de coregrafa Ioana Ispas. Pentru a ajunge la performanță este nevoie de foarte multă muncă, iar o balerină trebuie să aibă anumite abilități. Să-i placă foarte mult baletul, să muncească foarte mult, să mănânce foarte puțin și să vină la antrenamente cam în fiecare zi. Acest gen de dans vine însă cu multe beneficii pentru cei care îl practică. Ținută frumoasă, în primul rând, o educație artistică corespunzătoare, îmbinarea esteticii, de asemenea, cu arta dansului. Copiii reghineni au posibilitatea de a practica baletul la nivel de performanță. La gimnaziul Mirona, balerinele se antrenează câteva ore pe zi, iar selecția fetițelor se realizează cu maximă seriozitate. În primul rând, copiii trebuie să-și dorească, în al doilea rând, ei vin la o primă oră în care eu îmi dau seama dacă copiii sunt talentați sau au ceva pentru această artă, iar după aceea pentru fiecare copil se discută în parte cu părintele. Încă de la vârste fragede, micuțele balerine sunt conștiente de beneficiile dansului, iar când se pun în mișcare pe muzică, pasiunea lor prinde aripi. Îmi place baletul pentru că atunci când aud muzica mă simt în largul meu și muzica este foarte frumoasă și te dezvoltă acest sport. Atunci când dansez, parcă sunt într-un vis și nimeni nu mă poate trezi. Recent, balerinele au adus Cupa Națională la Reghin după participarea la Campionatul Național de la Oradea. Acum se pregătesc pentru participarea la Campionatul European din Serbia, care va avea loc în luna iunie.